sunt extrem de mult simpatizați, poate și un referendum vis-a-vis de sistemul ăsta, președinție, monarhie, totul e posibil. Eu sunt republican, pentru că așa m-am născut, am cunoscut mult mai puțin din cărți, am cunoscut partea asta a regalității a României, dar cred că poporul poate fi întrebat cu privire la lucrul ăsta. Nu e un lucru rău. Când ar trebui să aibă loc acest referendum? Țările care au monarhii sunt țări dezvoltate. Când ar trebui să aibă loc acest referendum? A, nu, ăsta e un proiect de viitor. Un proiect de viitor la care și politicieni, împreună cu președintele și cu foarte mulți factori, trebuie să așeze la masă să discute. Nu e un proiect, totuși, care să-l vânturăm pe stradă. Dar se poate anul viitor? Sigur, totul e posibil. Totul e posibil. Atâta timp cât facem un referendum cu familia tradițională, putem face și un asemenea, o asemenea întrebare către popor.